Salut, salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Aveți animale de companie, cum ar fi câinii sau pisicile, care își fac nevoile pe unde le vin lor, prin gazonul vostru sau mai rău, prin casa dumneavoastră? Nimic mai simplu. Știu că mulți dintre voi vă confruntați cu această situație și îmi permit, din prisma faptului că am foarte mulți câini, să vă spun cum puteți face astfel încât câinii dumneavoastră sau pisicile dumneavoastră să nu-și mai facă nevoile pe unde le vin lor. Ce ziceți? Ați întâmpinat această problemă? Haideți să vedem despre ce este vorba. Și, dragilor, trebuie să încep prin a vă spune să nu vă panicați. Este foarte simplă situația, puteți scăpa de această problemă foarte repede, atât timp cât urmați sfaturile mele și ceea ce vă învăț eu să faceți, și o să mai aveți nevoie de o substanță pe care o am și eu aici, care o să vă spun imediat despre ce este vorba. În schimb, pentru a înțelege mai bine fenomenul, haideți să discutăm puțin despre comportamentul animalelor. Și începem cu câinii, pentru că aceia sunt omniprezenți, atât în curtea noastră, cât și în casele noastre. Ați văzut că de fiecare dată când dați drumul câinelui, dacă vorbim de partea de gazon în grădină, câinele începe să alerge foarte energic, miroase prin toate părțile, prin toate locurile, și la un moment dat el găsește un loc în care își face nevoile. Și așa vă treziți cu tot gazonul plin de rezultatele defecale acelui câine. Fapt care vă deranjează. Acest aspect persistă și din ce în ce mai mult, de fiecare dată, dumneavoastră mergeți efectiv, dați drumul câinelui și vă treziți că pretutindeni puteți să călcați în ceva. Lucru pe care niciunul dintre noi nu îl dorim, nici eu, nici dumneavoastră, și acest lucru este foarte simplu. Tot ce aveți dumneavoastră de făcut este să știți că câinii, cât și pisicile, caută o zonă contaminată unde să-și facă nevoile, adică o zonă în care s-au mai făcut deja aceste nevoi. Să le denumim nevoi, ca să nu spunem urât și așa mai departe. În locul în care el a făcut prima dată sau în imediată apropiere a acestuia, el va simți un miros și aceea o va considera ca un veceu al lui public, adică o zonă contaminată. Și acolo își va face nevoile. Ușor, ușor, de la acea zonă va pleca și își va face nevoile din ce în ce mai departe. Iar ceea ce trebuie dumneavoastră să faceți este să decontaminați aceste zone. Singurul lucru prin care puteți să faceți asta, dacă vorbim de curte, este prin strângerea temeinică și a fecalelor unde câinele le-a lăsat și a le duce, sau o parte din acestea, grupate într-o anumită zonă unde permiteți câinelui să-și facă nevoile respective. În momentul în care luați acele fecale din zona contaminată, dumneavoastră va trebui să stropiți cu acea soluție pe care o faceți unul la unul, care este compusă din clor și apă. Luați acel clor, îl diluați un litru de clor cu un litru de apă, puneți din această substanță într-un puf din acela și stropiți zona contaminată. În cazul gazonului o să aveți oarecare problemă pentru că vila va îngălbeni în anumite zone. Dar suprafața pe care dumneavoastră trebuie să aplicați această substanță este oarecum mică. Aceea faceți cu toate locurile în care câinele dumneavoastră și-au făcut nevoile, lăsându-i o parte din fecale într-o zonă în care dumneavoastră îi permite să facă acest lucru. Data viitoare, când el va ieși din coteață, din cușca respectivă, va căuta pe cât posibil o zonă contaminată. Iar cel mai persistent miros și cel mai puternic va fi exact unde dumneavoastră ați lăsat acele fecale, în locul în care vreți ca câinele să-și facă nevoile. Iar el automat acolo își va satisface procesele fiziologice și astfel câinele dumneavoastră treptat, în timp, ușor, ușor, va ajunge să-și facă nevoile doar în zona respectivă. Nu numai prin prisma faptului că va simți acel miros puternic, dar totodată îi se va crea un instinct, un reflex condiționat prin acțiunea dumneavoastră și el numai în acea zonă va fi atras să-și facă aceste nevoi. Este o muncă oarecum de durată, dar este eficientă, vă spun cu siguranță acest lucru. În cazul în care aveți câini mai mici sau pui mai mici, imediat după ce le dați să mănânce în boxă sau în coteață și vreți să-i eliberați, să le dați drumul, imediat după ce a terminat de mâncat, el va simți nevoia să meargă să-și facă nevoile cam la 5 minute după ce mănâncă. În cazul în care aveți pui, îi luați și luați pe o lesă și duceți în zona în care vreți să vă, sau le permiteți să facă acest lucru, iar acolo ei își vor face propriul lor veceu public. Cam asta este de făcut în partea curții, în partea gazonului. Dacă vorbim despre pisici, pisicile în mod natural caută niște zone afânate, niște zone pufoase. Niciodată nu o să vedeți o pisică care își face nevoile pe un beton de nebună și așa mai departe, va căuta niște zone afânate. În cazul acestora, este suficient să aveți 1-2 găleți de nisip sau de pământ afânat, dar de preferat nisip, pe care le puneți într-o zonă unde vreți să se întâmple acest lucru. Acest aspect va conduce automat pisica în acea zonă, pentru că ea va căuta prin proprietatea dumneavoastră o zonă afânată, cu un teren afânat, moale, în care să facă acest lucru. Și de aici pisica va începe să-și facă nevoile acolo unde dumneavoastră ați vărsat acel nisip sau pământ mai moale.
În cazul în care vorbim despre locuințe, despre case, este valabil același lucru. Curățați foarte bine zona în care și-a făcut nevoile, a urinat sau a defecat, cu decontaminat zona pe cât posibil și lăsați undeva o litieră în care pur și simplu aceste animale să vină să-și facă nevoile. Dar în acea litieră, inițial, chiar dacă vă deranjează mirosul, va trebui să aveți o parte din fecalele sau din urina acestea, astfel încât ei să fie atrași în mod natural de această zonă. În cazul pisicilor, se întâmplă același lucru ca în curte, având litiera, având acel nisip, ele vor căuta fără probleme și vor identifica această zonă. Este un proces de durată, este un proces în care dumneavoastră trebuie să fiți perseverenți, dar vă asigur că funcționează și fără probleme veți scăpa de acele situații neplăcute când mergeți prin gazon și se întâmplă ceva, sau mai rău, când îl cosiți. Da? Îmi vine puțin, mă amuză aspectul, pentru că am trecut prin aceste etape și foarte mulți oameni au pățit la fel ca mine. Iar eu am venit în sprijin cu această informație și vă rog pe cât posibil să o încercați, să o testați, să o puneți în practică și vă asigur că nu veți da greșit. Așa că, dragilor, până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și nu uitați ceea ce v-am spus. Câinii caută întotdeauna mirosuri puternice. Atât timp cât zonele contaminate sunt mascate de mirosul clorului, ei se vor duce către zona în care dumneavoastră le permiteți acest lucru. V-am pupat!